Cum ați ales piesele pentru concurs? Păi, prima oară a venit Teo cu melodia lui, care e, da, a fost compoziție proprie. Și a doua melodie am ales-o împreună. După ce am selectat mai multe melodii, ne-am hotărât pe una și chestia. Ce părere aveți de festival? Mai bine ca în trecut, cred. Dar concurenții? Sunt buni. N-am fost la individual, deci nu știu. Credeți că veți câștiga vreun premiu? Nu. Nu știu. Sperăm. De ce nu credeți? De ce nu credeți? De exemplu, eu nu cred pentru că am avut un timp foarte limitat de repetat. Adică o săptămână? O săptămână. Deci tu ai învățat totul într-o săptămână. Wow. Și când v-ați înființat ca grupă? Anul trecut tot, dar nu eram aceiași membri. Nu, erau alți membri. Nu, tu eram toți, eram doar noi doi. Da. Și încă câțiva. Și de unde ideea de a lua mai mulți membri? Și pe restul, de la arte. Da. Deci ne-am întâlnit și am repetat, am văzut că ne înțelegem bine și am continuat să cântăm. Și am... Ok, și mulțumesc. Ne-am întâlnit la Palatul Copiilor și acolo am repetat de obicei. Și în rest, nu, nimic, avem alte trupe. Ok, mulțumesc.